Dina Cocea, ați terminat astăzi filmările la serialul Mușatini, în care interpretați rolul doamnei Maria. Deci primul rol pentru prima lună a anului viitor va fi acest rol. Ce ne puteți spune despre el și despre proiectele dumneavoastră pentru anul 1972? Da, sunt încă sub impresia ultimei scene pe care am filmat-o cu rolul doamna Maria din Mușatini. Rol pe care l-am interpretat cu ani în urmă pe scena Teatrului Național și pe care l-am reluat cu mare plăcere pe scena televiziunii. Într-adevăr, va fi primul rol cu care voi apare în stagiunea 1972. Proiecte desigur, am încă un rol la televiziune, într-o piesă de tur, Singurul Martor, unde voi juca rolul unei savante, unei femei foarte stăpână pe profesiunea ei. Și mai târziu, nu pot să vă dezvălui proiectele, căci nici eu nu le am, dar ceea ce îmi doresc, pot să vă spun. Doresc, în primul rând, să am cât mai multe roluri frumoase ca acelea pe care le-am avut în acest an la televiziune. Colaborarea mea cu televiziunea cred că a fost, n-aș putea să spun, din punctul meu de vedere, în orice caz, a fost foarte fructoasă, atât pentru profesiunea mea, cât și pentru noua experiență pe care am dobândit-o la televiziune. Pe lângă micul ecran, noi așteptăm să vă revedem și pe o scenă în București în acest an, în 1972. Nu știu dacă mă veți revedea pe o scenă. Sunt foarte multe scene, sunt foarte multe actrițe și prefer scena studioului televiziunii.